Tiberiu Iacobonici, primarul municipiului Petroșani, a anunțat că toate finanțările nerambursabile de la domeniile tinereți, sport și culte vor fi redirecționate către spital și asistență socială. Nici zilele municipiului Petroșani nu se mai organizează. În total este vorba de peste 340.000 de lei, după cum urmează: 40.000 de lei tineret și sport, 200.000 de lei culte și 100.000 de lei zilele municipiului Petroșani. Prin urmare, voi retrage de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroșani proiectul de hotărâre numărul 13 privind aprobarea modalităților de finanțare a acestor activități. Am luat această decizie deoarece consider că aceste sume sunt acum foarte importante pentru salvarea de vieți și pentru limitarea, pe cât posibil, a numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus COVID-19, a scris primarul Petroșaniului pe pagina sa de socializare. Legat de Petroșani, mai trebuie precizat faptul că municipalitatea nu a avut în intenție achiziționarea sau închirierea de ornamente pascale, dar și că în urma unei hotărâri a Comitetului Local pentru Situații de Urgență au fost ridicate băncile din centrul civic.